Spune că Cuvântul Dumnezeu spune că să laudăm pe Domnul. Aleluia. Pentru că ce este bun. Amin. Și înviați-ne îndurarea Lui. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Merită, fraților, să laudăm pe Domnul. Așa este. Amin. Amin. Merită. Gloria. Pentru că tot meritul este al Lui, pentru că El și-a dat viața la Golgota. Amin. Amin, Doamne Iisuse. Ne-a răscumpărat pe toți. Slăviți să fie în numele Domnului. Amin. Prin o singură jertfă. Prin jertfa Lui ne-a răscumpărat pericul ca să fie în numele Domnului. Amin. Și spune că merită Dumnezeu multă și multă laudă, dragi. Foarte multă laudă. Slăviți să fie în numele Domnului Iisuse. Spune că Cuvântul lui Dumnezeu este binecuvântat în vei slăvi să fie în numele Domnului. De multe ori spune, Doamne, binecuvântează cuvântul. Da, spune că cuvântul este binecuvântat în vei de vezi, dar în inimile noastre să fie binecuvântat, slăvi să fie în numele Domnului. Exact cum spune și într-un psalm frumos și minunat, spune, strângem cuvântul Tău, Doamne, în inima noastră să-L păcătuim împotriva Ta, psalmul 119, lăuda să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ar vrea să deschidem Sfânta Scriptură la 1 Ioan, în capitolul 1. Aici ne spune niște cuvinte foarte frumoase, binecuvântat să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă Domnului! Pentru că totul începe cu Dumnezeu, slăviți-L. Domnului, orice am face noi, sau oricât am face noi, sau oricât ne-am zbate noi, fără de Dumnezeu, nimic nu se poate. Amin, așa este. Amin. Așa cum spune Cuvântul Dumnezeu în capitolul 1 cu versetul 1, spune că la început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. În versetul 2 spune că El era la început cu Dumnezeu. Și toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Amin. Spune că în versetul 4, în El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Glorie Domnului! Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele Lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărată lumină care luminează pe orice om venind din lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. Spune versetul 11 că a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Amin! Glorie ție, Iisuse! Nu din sânge, nici voia, glorie ție, Iisuse! Din voia vreun om, ci din Dumnezeu, născut din Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Versetul 13 spune că, mai citesc o dată, născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici în voia vreun om, ci din Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Amin. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întotdeauna, ca slava singurului născut din Tatăl, binecuvântat să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Mare este Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. Amin, amin, amin. S-a îndurat Tatăl din cer, s-o trimeată pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne răspundere. Amin. Binecuvântat să fie în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că spune că toți au păcătuit și toți au fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar spune că prin Iisus Hristos Domnul avea împăcare cu Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie în numele Domnului Iisus. Numai prin șerpa Lui de la Golgota, slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Frumos spune cuvântul că, spune că, aici în cuvântul acesta minunat, spune că, dar toți aceia care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, în inima Lui, spune că le-a dat dreptul să se facă copii. Glorie Dumnezeu! Nu suntem copiii lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Tău. Și dacă ne vom uita în Sfintele Scripturi, mai departe acolo, spune că a doua epistolă a lui Ioan,
acolo niște lucruri care poate nu mi place nouă, că ne spune acolo despre lumină și despre întuneric și nu vreau să intru în partea întunecată. Vreau să rămân în lumina lui Hristos și să rămânem cu toții în lumina lui Hristos. Amin. Cred că Domnul Iisus Hristos este lumina cea adevărată care a venit în lume să lumineze pe orice om venind în lume. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Și spune că El ne-a luminat odată și pentru totdeauna. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Dar acum vedeți și în cuvântul lui Dumnezeu spune că fiecare copil de al lui Dumnezeu trebuie să ne cercetăm pe noi înșine să vedem dacă Hristos locuiește în noi. Și dacă fiecare ne-am cercetat, atunci vedem cu adevărat dacă Hristos este noi și credem cu toții că Hristos este cu noi. Amin. Spune că El nu ne va lăsa niciodată. Gloria ție. El este totdeauna cu noi. Spune că ochiul lui vechează zi și noaptea asupra fiecare. Amin. 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 Acum și un copilaș micuț, dacă greșește părinții, spune că cuvântul lui Dumnezeu spune nu cruțați, nu iau. Dacă cruțăm muiaua, atunci copiii fac ce vor, dar dacă nu cruțăm muiaua, vedeți că atunci, dacă mai face câte ceva la un copilaș, să știți că atunci se îndreabă și merge pe calea Domnului. De multe ori și Dumnezeu spune că dacă nu vom sta pe calea Lui, dacă nu vom face cu tare lucru, cum ne spune de multe ori prin Duhul Său cel Sfânt, când se coboară Domnul și ne vorbește, spune că Domnul ne va da cu muirușa. Și o să simțim, ba într-o încercare, ba dintr-una, ba dintr-alta, și suferim de ce? Din cauza că Dumnezeu ne iubește. Amin. Să fie numele Domnului. Amin, amin. Că spune că Dumnezeu, Dumnezeu pe cine îl iubește, spune că îl și pedepsește. Glorie ție, Iisuse. Slăviți să fie numele Domnului. Glorie ție, Iisuse. Acum vedeți dumneavoastră că dacă fiecare dintre noi trecem printr-o încercare, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Să știți că pentru voi trecem. Lăudați să fie numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Pentru că fiecare dintre noi, dacă vrem să fim cât mai aproape de Domnul, să ne sfințim cât mai mult, să ne pocăim cât mai mult, să fim cât mai mult cu Dumnezeu. Amin. Spune, cine vrea să trăiască cu evlavie, are parte de, de ce? De plicurii. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Atunci, dacă avem parte de plicurii, bate printr-o frate, bate printr-o soră, bate, eu știu, prin familiile noastre, să știți că Dumnezeu ne iubește, înseamnă că Duhul Sfânt lucrează. Amin. Glorie ție, Iisuse. Dacă într-o biserică, să nu zic în biserica aceasta, în biserica pretutindeni de la Hristos, din tot întreg pământul, dacă frații și surori trec prin încercări, sau dacă cineva urăște unul pe celălalt și ceea ce nu este bine să urăm, spune că cine urăște nu este din Dumnezeu. Amin. Dar dacă cineva urăște sau îl judecă pe un frate sau, eu știu, mă rog, alte lucruri care îl apasă, spune că Duhul Sfânt lucrează. Amin. Atunci Dumnezeu te trece prin încercare și să vadă ești biruitor sau nu ești biruitor. Glorie. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Dar Dumnezeu să ne dea putere să stăm la posturile de veghere. Lăudați să fie Domnul. Că dacă Hristos este în inima noastră, nimic nu pătrunde în inima noastră. Decât e cuvântul Lui acolo și unde este cuvântul lui Dumnezeu, spune că niciun gunoi nu poate intra acolo. Nu se poate strecura niciun fel de eretie în inima noastră. Pentru că Hristos este în inima noastră. Amin. Glorie ție. Spune Domnul Iisus Hristos că El este scutul și adăpostul nostru. Amin. Amin. De unde să vină săgețile? Dacă vrăjmașul aruncă cu săgeți, unde poate să intri în scutul lui Hristos? Că nu se poate. Este Iisus. Atunci săgețile merge când într-o parte, când într-o alta, când în sus, când în jos, dar nu suntem loviți. Slăviți să fie numele Domnului. De ce? Pentru că Hristos este scutul nostru. Amin. Să fie amin, amin, amin. Spunea cineva odată că frate, și eu sunt om. Suntem oameni. Iar este adevărat. Și ucenicii Domnului, tot oameni au fost. Și sunt. Și suntem. Cu toții oameni. Suntem văcuți din țărâna Pământului, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și ne-a dat suflare de viață. Mărire Domnului! Dar Domnul spune, umblați cărmuiți de Duhul Sfânt. Amin. Și apoi, dacă suntem cărmuiți de Duhul lui Hristos, ce ar putea să ne facă lumea? Nimic. Din cauza că spune, cine este din lume, lumea îl iubește. Dar fiindcă voi nu sunteți din lume, lumea urăște. Și dacă ne urăște lumea, trebuie să ne bucurăm că, știți ce a spus Domnul Iisus?
V-a spus, dacă vă urăști lumea, să știți că pe minima urmă în tăi. Noi trebuie să fie numele Domnului. Și noi trebuie să aruncăm cu pâine. Doamne ajută-ne, amin. Dacă cei din lume aruncă cu piatra, noi trebuie să aruncăm cu pâine. Noi trebuie să vestim cuvântul lui Dumnezeu, că se spun niște versete minunate, pentru că Dumnezeu îi iubește și pe ei. De ce? Din cauza că soarele curătare răsare și peste cei buni și peste cei răi. Soarele răsare și peste greu și peste orice bune și bogate și peste spii și mărăcini. Dar Dumnezeu să fie lăudat că Dumnezeu luminează și Dumnezeu poate să altuiască slăbit să fie numele Domnului. Amin. Întotdeauna trebuie să rămânem cu nădejdea și credința în Dumnezeu că Dumnezeu poate totul. De aceea, amin. Nu trebuie să ne îndoim niciodată. Din cauza că Domnul Iisus Hristos a zis că eu am primit toată puterea în cer și pe pământ, slăvit să fie numele Domnului, și îndrăzniți la mine, spunea Domnul Iisus Hristos. Îndrăzniți la mine, că eu vă voi da o dignă, slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, de multe ori, noi ne pierdem în adept. Dacă noi cerem un lucru de la Domnul și Domnul încă zăbovește, Domnul nu răspunde, să știți că Domnul Iisus vrea să ne treacă să, la îndelungă răbdare de cauza că de multe ori depinde noi răbdare. Și Dumnezeu vrea să facă lucrul acestea exact ca un copil când cere un lucru de la tatăl sau de la mămica și nu e dat atunci pe moment, poate că nu ți-l dau din cauza că nu ai fost atâta de cuminte. Dar dacă toți te faci mai cuminte, am să-ți dau lucrul acela. Și Cuvântul Dumnezeu spune că orice veți cere de la Tatăl prin numele Domnului Iisus Hristos, veți primi. Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Și acolo spune niște cuvinte foarte frumoase, spune, dacă veți păzi poruncile mele. Auziți-mă? În Ioan, în 14-a, dacă veți păzi poruncile mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Slăviți să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Din cauza că nu putem să ne bazăm pe vorbe, decât pe Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune că El se împlinește și Cuvântul lui Dumnezeu îi spune așa, amin. Slăviți să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă veți deschide Scripturile la Ioan în capitolul 15, aici unde spune că eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este de El. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. În versetul 5 aici spune că eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița nerăbdătoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate foc și arde. În versetul 7 spune că dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Doamne, că spune că în versetul 10 spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea și după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu, rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să rămână de plină. Adică să fie de plină, binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Mare este Domnul nostru, slăvit să fie numele Domnului. Amin, Iisuse. Așa este? Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin, Doamne Iisuse. Ne bazăm numai și numai pe Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos.
Fratele nostru, Sorin, n-aș vrea să răbesc nici așa mult din timp, mai sunt frați, și fratele nostru, Sorin, a spus niște cuvinte foarte frumoase din Marcu, din capitolul 6, cu versetul 45, că Iisus spune că umbla pe mare. Dar mai înainte ca Domnul nostru Iisus Hristos să umble pe mare, spune că ucenicii Domnului Iisus Hristos era împreună cu Domnul, la mulțirea pâinilor. Și spune că ei au mâncat pe pâinile acelea și după ce au mâncat, spune că ei s-au ridicat acolo sus într-un munte cu Domnul Iisus Hristos și s-au rugat. Vedeți dumneavoastră? Ei s-au rugat și Domnul Iisus Hristos chiar spune că El se ridica sus pe munte și se ruga slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Dar după aceea spune, în versetul 45, când dată Iisus a silit pe ucenicii săi să intre într-o proabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. Și în timpul acesta el avea să dea drumul norodului. După ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus în munte ca să se roage. Când s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Amin. În versetul 48 spune că a văzut pe ucenici că se năcăjesc cum vâslea când vântul le era împotrivă. Vedeți dumneavoastră, atât de mult se străduiau ucenicii să vâslească la corabia aceea și vântul îi stătea împotrivă. Pentru că s-a dezlănțuit o furtună așa de mare încât și-au pierdut toată nădejdea și toată speranța și le-au apucat o grijă așa de mare întrucât nu mai știau ce să facă. Vedeți? Că așa se întâmplă și cu noi de multe ori când se întâmplă ceva într-o familie sau, eu știu, vrăjmașii caută în așa fel să destrugă o familie tare mult de nătăjit. Când nu mai avem nici o speranță, Doamne, ce să facem? Doamne, dacă Tu nu intervii, ne ia vântul. Așa este, Doamne Iisus. Și spune că dacă un pom este bine înfipt în pământ, rădăcinile lui este înfipte foarte bine în pământ, spune că vântul acela vine și pleacă pomul acela până la pământ, cu credere. Dar după ce își trece vântul, pomul se ridică. Slăvit să fie numele Lui Iisus. Pentru are rădăcina înfiptă în pământ, slăvit să fie numele Domnului. De multe ori noi spunem, Doamne, ajută-ne să fim ca un pom să înfipt în lângă un izvor de apă, care își dă rudul la vremea lui și acelui frunze nu se vestejesc. Că spune că tot ce începe, duce la bun sfârșit. Domnul, ce a început, duce la bun sfârșit. Amin. Glorie ție, Iisuse. Pentru că și acea furtună, noi așa zicem că și acea furtună, tot cu știrea Domnului a fost. Amin. Să încerce procinii să vadă cam ce fac ei, până unde le este credința, și a fost vorba și despre credință, acolo la Petru, când a vorbit Domnul Iisus Hristos, și până unde are ei îndelungă răbdare. Că Cuvântul Dumnezeu spune că dacă vom răbda până la sfârșit, vom fi mântuiți, adică vom primi cununa. Ajută-ne, Iisus. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea spune Domnul Iisus Hristos, cu nici în chip nu te voi lăsa, cu nici în chip nu te voi părăsi. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Versetul 48 spune că a văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslea, căci vântul era împotrivă și într-a patra strajă de noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-a văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Deci s-au speriat pur și simplu ucenicii când a văzut pe Domnul Iisus Hristos pe mare cu umbla. Cine nu se sperie noaptea când nu mai are nicio nădejde, își pierde totul și când vine cineva dintr-o depărtare, se sperie și mai tare, că nu mai știe ce să facă. Dar spune că pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat, Iisus a vorbit, spune că îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți!
Eu sunt, nu vă temeți. Mare este Dumnezeu. Amin. Versetul 51 spune că apoi s-a suit la ei în corabe și a stat vântul. Deci vântul s-a oprit. De ce? Pentru că la cuvântul lui Dumnezeu totul ia ființă și Domnul poruncește valurilor să o tacă și vântul lui să tacă și au tăcut. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Pentru că El le-a făcut pe toate. Slăviți să fie numele Domnului. Apoi s-a suit la ei în corabie, mai citesc o dată, și a stat vântul. Au rămas uimiți și înmărmuriți, căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împetrită. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Hristos. Amin, Doamne. Mare este Dumnezeu, lăudați să fie amin. Numele Domnului. Amin. Și în Matei, capitolul 14, cu versetul 29 spune, aici spune că în 28, Doamne, i-a răspuns Petru, că Petru era un om mai, cum să spun eu, mai iute, așa, mai isteț, pur și simplu. Și el întotdeauna îi plăcea să se bate în mai multe lucruri. Și aici spune Petru la Domnul Iisus, Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Adică să vină pe apă. Și Domnul Iisus i-a spus, vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, adică să se afunde în apă, a strigat, s-a speriat. Doamne, scapă! Și în versetul 31 spune că îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, au stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit, s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Amin. S-au bucurat atât de mult ucenicii, că l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, s-au oprit valurile și vântul. Și s-au bucurat mult, slăvit să fie numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Dar spune că oamenii din locul acesta care cunoșteau pe Iisus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au dus la el pe toți bolnavi. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de pola hainei lui și toți câți s-au atins s-au vindecat. Mare Dumnezeu, că Dumnezeu spune că cei la om spune putință, la Dumnezeu totul este cu putință. Slăviți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Eu vă rog pe toți, în numele Domnului Iisus Hristos, cu toți împreună, să rămânem încredințați în brațul lui Dumnezeu. Amin. Să nu ne pierdem nădejdea orice s-ar întâmpla. Amin. Orice s-ar întâmpla. Amin. Ajută-ne, Doamne, așa să fie. Pentru că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem să ducem. Amin. Dumnezeu ne trece prin încercare, dar El găsește mijlocul de scăpare. Pentru că așa spune cuvântul lui, niciodată nu te-am părăsit și niciodată nu te vei lăsa. Glorie ție, Iisus. El ne poartă pe palmele lui. Slăviți să fie numele Domnului. Nu vreau să mai continui, vreau să rămân la cuvintele acestea. Și vreau să zice altfel și Domnul Iisus Hristos să lese zborul lui în continuare. Amin. 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 Vreau să dau slavă Domnului Iisus Hristos cu o cântare de laudă împreună cu toată biserica, dacă biserica vrea să cânte împreună cu mine spre slava lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos.